Sătui de sisteme, promisiuni și planuri, îndrăgostiții capitalei s-au adunat în centrul Chișinăului la un concert excepțional de muzică jazz. Strada pietonală a devenit aproape neîncăpătoare, iar pe buzele marelui public se puteau citi doar două cuvinte: ador Chișinăul. Geta Burlacu alături de Aurel Chirtoac au pregătit un concert excepțional de muzică jazz. Un eveniment inedit numit Ador Chișinău a avut loc pe strada pietonală. Concertul de jazz în inima capitalei a fost organizat de ONG-ul Floresitas. Publicul spectator s-a delectat cu un program Golden Jazz Hits în interpretarea faimoasei Geta Burlacu, a colegului ei, interpretul și compozitorul Aurel Chirtoacă, și a Jazz Orchestra a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, conducător Petru Haruța, șef catedră estradă și jazz. Evenimentul a fost dedicat tuturor celor care apreciază muzica de înaltă calitate și evenimentele frumoase. Oamenii au rămas impresionați de un asemenea concert și și-au exprimat dorința de a fi organizate cât mai des asemenea evenimente culturale. Am văzut asemenea proiecte în multe orașe frumoase și eu cred că și orașul nostru merită pe deplin să aibă proiecte frumoase în aer liber. Georgia,